Leo în ordinea numerelor de Petricopo, Maria Iana și pe Elena Trifunovici, Carmen Ilie, Laurisa Landră, Ana Maria Pipie, Florentina Stanciu, Zelica Nicolici, Valea Ardean Elisei, Iulia Dumasca, Oana Andrei, Dana Elena Bobeanu, Iaroslava Burlacenco, Iulia Zaremba și Cristina Zamfir. Domnul antrenor Bogdan Burcea vine așadar aici la Roman cu o echipă care dorește să reediteze succesul din tur, acolo unde în bănie Romanul nu prea s-a descurcat așa cum face pe teren propriu. În fine, niciun meci nu seamănă cu celălalt. Să vedem ce va face tehnicianul Gheorghe Covaciu, asistat de Viorel Lazar, în această partidă în care, în aceeași ordine a numerelor de Petricou, le va trimite pe Georgiana Marțân, Loredana Vârtic, Ana Maria Iuganu, Luciana Popescu Marin, Oana Chitacu, Victoria Timoșencova, Carmen Stoleru, Raluca Grigoraie, Iasna Toscovici, Irina Glipco, Nicoleta Rusu, Sitea Tomescu, Greta, Ionela Dinu și Clara Vădineanu. Un meci de totul sau nimic, practic se joacă a doua parte a campionatului pentru formația gazdă. O echipă care a greșit, dar care a făcut și pași mulți și frumoși, această CSM Roman. O echipă a Craiovei care vine cu mulți bani în spate și cu un lot foarte, foarte valoros. Așadar, ca de obicei, toate premisele pentru un spectacol de cea mai bună calitate aici în sala sporturilor din Roman. Dragii noștri, Roman24.ro se bucură alături de dumneavoastră pentru că vă poate oferi încă un spectacol handbalistic de cea mai bună calitate. Puține momente până la primul fluier al brigăzii de arbitri de astăzi. Să spunem că Mihai Gheorghișor din București și Mihai Statea din Buzău sunt cei care vor decide ce este bine, ce este corect și ce este rău în această partidă. Observator din partea Federației Române de Handbal este Vasile Dăncescu din București. În prim atac al oltencelor. Cu insinuare până în extrema dreaptă, însă iată la acest prim atac Zelica Nicolici nu a reușit să o învingă pe Victoria Timoșencova. Romanul se aruncă la rândul său în atac, un pozițional întârziat un pic pentru schimbarea normală, zicem noi cei care cunoaștem handbalul de la malul Moldovei ceva mai bine. A ieșit Clara Vădineanu în locul ei, a intrat Irina Glipco. Luciana Andreea Marin Popescu este coordonator, o vede pe capitanul Camel Toleru în inter dreapta. Irina Glipco inter stânga pe pivoți. Domnul Gheorghe Covaciu merge cu jucătoarea cu numărul 7, Ana Maria Iganu și Oana Chita cu pivot, ca de obicei. Raluca Grigoraie, 7 metri pentru CSM Roman. La pătrunderea din inter a capitanului gazdelor, Carmen Stoleru, Luciana Marin se pregătește să execute. Fusese la post Iulia Dumasca, un nume iubit al handbalului din România. Intră în locul său Florentina Stanciu. Luciana Marin scrie și 1-0 pentru Roman în minutul 2. Rapiditate pe execuții și pe faza de construcție. Mi s-a părut că au pierdut un pas, dar așa se joacă cumva în viteză. Iată cât de atent a fost aici Cristina Zamfir, care restabilește egalitatea. S-a mișcat extrem de repede jucătoarele din bănie. Minutul 3 așadar aici la Roma, în etapa 21 a Ligii Naționale Feminine. Scorul este 1-1. Romanul își construiește cu atenție un pozițional, am văzut această schemă de mai multe ori. Fault sancționat la Glipco.
circulație continuare bună. Lipco, gol! Ilea Dumansca nu a avut ce face la această execuție, aceeași rapiditate a oltencelor. Și cât de bine s-a descurcat acolo Cristina Zamfir. Romanul încearcă să facă la fel. 2-2 în minutul 4. Etapa 21 a Ligii Naționale la handbal feminin. Un meci care, cel puțin în aceste prime 3 minute și 25 de secunde, ne confirmă așteptările. Un plus de rapiditate pentru vizitatoare. Vedem o apărare ceva mai avansată făcută de Larisa Landre. O aruncare bună a Lucianei Mari Popescu. Se faul, 9 metri, repune pivotul Roma Șcancelor rapid. Aceeași circulație, coordonator Carmen Soleru. Nevoie să iasă și Iuganu. Lipco, Popescu și Carmen Soleru. O aruncare cu podeaua, însă Iulia Dumansca nu este degeaba cine este. Metri pentru Craiova. Minutul 5, tabela indică în continuare 2-2 și a în primire postul de pivot Larisa Landre. Luată în primire pe faza de apărare de Clara Vădineanu. Un pas fals și un nou gol înscris de către Cristina Zamfir. Iată, pentru prima dată aici la Roman, Craiova conduce. Din extremă, gol scris de Oana Chitacu. Învață și CSM Roman cartea atacului rapid. Vizat mai mult pe o apărare exactă, elastică. Ruparea de la malul Moldovei, să iată. La ce se practică acum în handbalul din România este nevoie și de așa ceva. Egalitatea așadar în minutul 6. Egalitatea la 3 aici la Roman, o construcție din afara semicercului, angajarea pivotului și gol, primul gol reușit de Larisa Landre. Nicio economie la efort, se vede cât aleargă aceste fete. Funcțional în care pe interstânga este aceeași Glipco, luată în primire de pivotul advers, apărare ceva mai avansată. Știu craioveni cele ce știu. Să vedem, meci deschis oricărui rezultat. Oriunde v-ați afla, dragi urmăritori ai Roma24.ro, vă puteți bucura de acest spectacol. Iată, 7 metri și cartonaș galben. Zelica Nicolici, sancționată. Aceeași schimbare a portarului pentru penalități, aceeași Luciana Marin. Din prima cu pământul Viclu, minutul 7, se restabilește egalitatea. Angajament fizic total și ce frumos s-a desucat din extremă. Ana Băbeanu, dacă o mai ținem minte noi romașcanii.
ține același ritm, a renunțat la pivot pentru o schemă combinativă. CSM Roman, Glipco, anihilată bine până acum. Ceana Marin luată în primire de Carmen Lie. 9 metri doar pentru gazdă. Aceeași schemă. Glipco! Gol! Irina Glipco! Minutul 9, egalitate la 5 în sala sporturilor din Roman. Și un cartonaș galben arătat în tabăra SCM Craiova. Numărul 5 a fost Elena Trifunovic, sportiva care a fost sancționată pentru intrarea anterioară. Multă determinare, Olceana Marin Popescu. Fault la Zamfir, 9 metri. Ce obține aici în sala sporturilor de Roman, cu excepția meciului cu Brașovul recent și el transmis de asemenea în direct de Roman24.ro. Rar s-a văzut un așa rit. Cercare greșită de angajare a pivotului. Mingea a bătut pământul și a păcălit-o pe Nicolici. Fault acum și 9 metri pentru Roman. N-a mers bine faza a doua pentru Clubul Sportiv Municipal, susținut în această zi de joi, 23 martie 2017, de un public, același public inimos, și de dumneavoastră, cei care urmăriți meciul online alături de Roman24.ro. 7 metri pentru gazde. Luciana Marin Popescu rămâne în poartă de această dată. Iulia Dumansca, o fentă și ratare. Acum intrăm în minutul 11 al acestei întâlniri, doamnelor și domnilor. Egalitate la 5. CSM Craiova, având-o ca și coordonatoare pe Elena Bobeanu, dă drumul la combinații. Pătrundere pe inter. 7 metri. La un fault asupra Mariei Ana și vine să execute Cristina Zamfir. Vârf de lance al oltencelor aici în Moldova. Gol! Oaspetele din nou în avantaj. Ambele formații vin după o perioadă de pauză pricinuită de acțiunea echipei naționale. Ar trebui să ducă bine acest meciat-o pe Carmen Solero. Fetă din corp a dat drumul la minge când a trebuit și un gol frumos pentru egalare. Cât de rapid vin însă oltencele pe semicercul advers. Apără însă Timoșencova la pivotul Loris Alondre. Tacu, bătoiasă însă și extrema stângă a celor de la CSM Craiova. Carmen Ilie știe cu ce se mănâncă aceste faze. CSM Craiova în topul Ligii Naționale. O nucă greu de spart pentru gaze. A fost un fault, da, de cartonaș galben.
Doar 9 metri însă pentru Gaze, nici nu avea cum să fie altfel. Glipco! 7 metri. Au ceva să-și reproșeze acolo Elena Trifunovici și Lorisa Landre. În fine, CSM Roman are posibilitatea să preia din nou conducerea. Schimbare de portari la oaspete. Clara Vădineanu. O fentă. Și gol! La șoldul drept al portăriței adverse, Florentina Stanciu. O aruncare bună una peste alta, 7-6 pentru CSM Roman. Un meci în continuare, după cum ne dăm seama cu toții, deschis oricărui rezultat. Zafir încerca să angajeze pivotul, atentă Stoleru, contra-atac, Chitacu! Gol! Oară Chitacu! Excepțională reușita extremei dreapta a formației gazdă. Formația vizitatoare surprinsă exact pe arma ei. Faza a doua excelent construită. 9 metri acum pentru Craiova. Pivotul Andrei a executat. Joare în extremă, nu prea s-au văzut extremele, cu excepția fazelor a doua. Anunțare de joc pasiv. Să vedem cum aruncă Zamfir. De această dată, nefericit. Rămâne 8-6 pentru Roman, minutul 15, Stoleru, 9 metri. Viteză bună la repliere pentru echipa vizitatoare. Continuă poziționalul, intră cu doi pivoți, Romanul! Și ce gol! Irina Glipco! 9-6, minutul 16. Timp de odihnă, solicitat de banca tehnică a Craiovei. Tehnicianul Bogdan Burcea cu siguranță a simțit acest moment ceva mai slab. S-a jucat pe contra, s-a jucat bărbătește, dacă putem spune așa. Oricum, unul dintre meciurile de cea mai bună calitate din ceea ce s-a văzut în Liga Națională în ultimii ani aici la Roma. Înaintea acestei etape a 21-a, evident, nu vine pe nimeni. CSM București domină clasamentul cu 48 de puncte pe 2. Surprinzător sau nu, HC Dunărea Brăila cu 37 de puncte pe 3. Această echipă a SCM Craiova 32 de puncte pe 4. HC Zalău pe 5. HM Râmnicu Vâlcea. HM Râmnicu Vâlcea are 28 de puncte cu 3 mai mult decât CSM Roman, care are 25 de puncte. Pe 17 Corona 2010 Brașov, o perdantă aici la Roman, 22 de puncte. Pe 8 Cluj, 18 puncte. CSM Bistrița pe 9, același număr de puncte ca și Clujul, 18. Și partea finală a clasamentului, CSM Gura Cismedie, CSU Danu Buzgăleanți și CSM Unia Slobozia, 17, 11, respectiv 8 puncte. Să nu uităm însă că gazele din această partidă
au pierdut numai puțin de 5 puncte la ultimele două clasate. Ambele partide au fost în deplasare, este cu totul altceva acum. Iată minutul 16, tabela indică 9-6 pentru CSM Roman. Meci infernal, circulație bună a Craiovei, mingea până în extremă succesivă, care a curs bine până la Carmen Elie. Carmen Elie Șelaru a punctat și a redus din handicap, suntem deja în minutul 17, așadar 9-7 pentru CSM Roman. Luptă directă Elena Trifunovici cu jucătoarea emblematică a ultimilor ani pentru CSM Roman, fosta HCM, Carmen Soleru, căptan și coordonator la această fază. Gol! Ce frumos! Aceeași Irina Clipco, vârf de lance pentru gazde, punctează din nou 10-7, minutul 17. Poziționat al Craiovei, cuciuri, o fază cu doi pivoți care iese oaspetelor și până la urmă Lorisa Londre punctează pentru 10-8. Ar părea să fie ceva probleme la Iasna Toscovici. Pentru CSM Roman nu am văzut-o, însă, din câte se vede treaba, Clara Vădineanu o suplinește destul de bine. Un atac rapid, cu o succesivă, Iugano! La post a fost Iulia Dumasca, mingea a ieșit cu ceva noroc în out pentru gazdă. Doi pivoți CSM Roman! Și gol! Raluca Grigoraie! A urmărit foarte bine faza a doua și a speculat chiar încercarea de a pleca în viteză pe contre a celor de la CSM Craiova. CSM Craiova așadar condus aici la Roman cu 11-8 în minutul 19 al unei partide cu un ritm excepțional. Să vedem. Cartonaș galben și 9 metri. Carmen Soleru sancționată pentru o mână lăsată mai mult sau mai puțin intenționat unde nu trebuia. Corectă această sancțiune. 7 metri, apărare semicerc, acolo Ana Maria Iuganu. Și cartonaș galben pentru Luciana Marin Popescu. Excepțional și efortul făcut acolo de extrema celor de la Craiova. Acum 7 metri. Bolta în care moale a Cristinei Zamfir. Am intrat aici în ultimele 10 minute ale primei reprize cu un pozițional al gazdelor. Corner va fi. Visează în continuare la finalizare pe Irina Glipco.
jucătoarele formației gazdă. Atentă Băbeanu, fault 9 metri. Lipco Solero la limita forțării. Vedem. Gheorghe Covaciu cere timp de odihnă. Cu siguranță un moment interesant în economia acestei partide, dragii noștri. Romanul conduce, însă vedem echipa Craiovei făcând ceea ce știe mai bine. O apărare exactă și viteză pe faza a doua, viteză pe contre. Mai mult ca sigur, această întrerupere a fost generată de știința antrenorului de a fragmenta un atac în care gazdele păreau să fie lipsite de soluții. Să vedem însă. Le-a fost indicată o schemă. Ce se va întâmpla în continuare? Ne așteaptă momente de handbal de toată frumusețea aici în Roman, un oraș care respiră acest sport. Un fel de calmul dinaintea furtunii. Glipco Tolero, greșeală neforțată. Chitacu nu a vrut să lovească acest minge cu mâna. Craiova nu se mai grăbește nici ea, repune Dumasca, Zamfir și Băbeanu, care va coordona faza ofensivă a oaspetelor de la SCM Craiova. Zamfir, angajarea pivotului. 9 metri. O intrată la Roma și pe Sitia Tomescu. Evident, sportivă de națională. Odinește puțin, probabil, pe Clara Vădineanu. Numerează bine gazdele, dar o reușită frumoasă a Danielei Băbeanu. Și în acest minut 23, doamnelor și domnilor, iată, tabela indică în sala sporturilor din Roman scorul de 11 la 10. A intrat și Toscovici pentru faza ofensivă. Scoate artileria tehnicianul Gheorghe Covaciu. Toscovici! Doar bara a salvat-o pe Dumasca de această execuție. Minutul 24. Pozițional al oltencelor. Inițiază în continuare pe Carmen Ilie Șelaru în flancul stâng și în dreapta pe Zelica Nicolici. Fault 9 metri. Zamfir și Ana și sunt interi. Coordonatoare Daniela Băbeanu și pivot Loris Alondre. La Roman trebuia să fie pași la această fază conform regulilor jocului de handbal. În fine, una peste alta, gazdele nu au luat gol.
Odinită Vădineanu, i-a luat locul pe fază ofensivă Toscovici și Luciana Marin Popescu. Poate fi o soluție. Jucă prea puțin cu pivotul gazdele, pentru că sunt acolo Zamfir, Bădeanu și Trifunovici. Se apropie un final de primă repriză în aceeași notă, cât se poate de interesantă. Ciana Marin, 7 metri. O pătrundere la limită, dar era cu brațul sus pe aruncare. Defensiva adversă probabil se mai aștepta la o pasă. Clara Vădineanu, față în față acum cu Florentina Stanciu. Gol pentru Roman, 12-10, minutul 26. A mai scăzut ceva în intensitate această partidă, însă după câte se vede treaba, angajamentul fizic este cam același. Mai multă determinare pe defensivă după intrarea Sintiei Tomescu la gazde. Ceva mai departe se apără. Minge pe lângă a oaspetelor. Acum când intrăm în minutul 27, Luciana Marin, Solero! Am vizat pe ultima carte, risca și o accidentare, capitanul formației gazdă. Le vedem reintrând în distribuția ofensivă pe Iasna Toscovici-Bolievici și pe Raluca Grigoroae. Fără pivot în această primă fază a combinațiilor, nevoită să iasă. Să vedem! Cred că a bătut mingea cu amândouă mâinile jucătoarea de la Craiova. Proteste din partea domnului Burcea. Ne uităm, cred, cu toții la același meci. Nu știu dacă brigada de arbitri trebuie să fie pus la zid, cel puțin pentru un motiv de acest gen. Apare bine Băbeanu la Stoleru. Minutul 28, 12-10 pentru CSM Roman! Gol! Carmen Stoleru! La limita forțării Băbeanu, oricum a stat bine acolo Vădineanu alături de Sintia Tomescu. Daniela Băbeanu scrie gol economic foarte important. Solero, mână în gât! Avașoata, evident, jucătoarea de la Roman. Zafir scapă, fără sancțiune. Timp suficient pentru cele trei schimbări. Odinită Tomescu, Vădineanu și Carmen Stoleru. Forță ofensivă bună, la post, Dumasca. O aruncare telefonată a Lucianei Marin Popescu. Zafir! Re-
Reduce bine din handicap, minutul 29, tabela indică 13-12 pentru gazde. Meci cât o finală pentru CSM Roman. Pesco. 2 minute de eliminare este de Elena Trifunovici. În ultimul minut al primei reprize, gazdele au atacul și un gol în plus pe tabelă. Metri executat de către pivotul Raluca Grigoraie. Lipco! Toscovici minge pe la spate și Chitacu scrie! Buona Chitacu! De secunde din prima repriză, dragii noștri, aici la Roman, 24.ro în exclusivitate, 14-12, meciul dintre CSM Roman și SCM Craiova, partidă pentru etapa 21 a Ligii Naționale. Ce bine a curs în această fază cu finalizarea ele, Sergei Nicolici. 30 de minute de handbal total, 14-13, așadar la pauză, un scor care ne va ține în priză de pe acum și în cele 30 de minute de după reluare. Doamnelor și domnilor, rămâneți alături de Roman24.ro pentru a vedea deznodământul acestei partide foarte, foarte interesante. Ne vedem în câteva momente. Salutări de la Roman, dragii noștri, Roman24.ro vă transmite în direct meciul contând pentru etapa 21 a Ligii Naționale Feminine la handbal între CSM și SCM, CSM din localitate, evident, CSM Roman și SCM Craiova. Un veritabil derby, chiar dacă nu se bate nimeni pentru locul întâi. O partidă de care pe care, cu multe orgolii, Romanul are onoarea de spălat după victoria cât se poate de clară din tur. Oaspetele și ele au de apărat un loc 3 în clasament. Zalăul le suflă în ceafă. Așadar, meci la care sincer ne bucurăm că ne sunteți aproape, indiferent dacă sunteți suporteri ai Romanului sau Craiovei. Sperăm să vedem spectacol și același, măcar același handbal de calitate din prima repriză. 14-13 după 30 de minute, evident pentru gazde. Dar o partidă cât se poate de echilibrată. Un prim pozițional. Chitacu o face mare pe Dumasca, portărița Craiovei. Felicitată de banca sa tehnică pentru această primă paradă. A avut și acel mic sau mare, să zicem, dram de noroc în prima parte a meciului goalkeeperul Craiovei. În fine, prea puțin are de-a face norocul cu ce se întâmplă aici, evident. Foarte bătăioase oltencele în fața unei formații a Romanului, care dorește să nu-și dezamăgească odată în plus suporterii. Zafir apără și Timoșencova.
Match care a început foarte, foarte în forță și în viteză. Vedem acum parcă o repriză secundă ceva mai tacticizată. Deși au trecut doar câteva momente de la debutul său. Multe crucițări, Romanul cu doi pivoți, mână în gât, ar fi sau n-ar fi de luat nicio sancțiune disciplinară, să spunem așa, la această fază. În fine, Carmen Ilie Șelaru are ceva datorii la extrema dreaptă a Romanului. Tolero! Multe crucișări, Carmen Tolero, gol de această dată! Minutul 33, Romanul ia avantaj de două goluri. A condus și la trei goluri formația gazdă. Daniela Elena Băbeanu, una dintre cele mai aplaudate jucătoare atunci când evoluau la Roman, coordonează acest atac al Craiovei. Maria Iana și din inter dreapta a încercat să ia faza pe gol propriu. Pivot pentru oaspete este Lorisa Landre. În stânga Cristina Zafir pe poziția intermediară, extreme. În stânga Carmen Ilie Șelaru și în dreapta este Zelica Nicolici. Romanul care s-a descurcat bine, având în vedere greșeala Daniele Bobeanu la această fază. A jucat cu două garnituri. Să vedem dacă acum va face schimbările. Da! Să vedem, pe faza defensivă a fost folosită foarte mult Clara Vădineanu, iar pe ofensivă Irina Glipco. Evoluții bune, să spunem, și din partea lui Sintia Tomescu și a Iasnei Toscovici-Polievici pe fază ofensivă, dar având în vedere că la echipa de pe locul 3 30 de minute ei doar 13 goluri, înseamnă că ai și o apărare pe măsură. Din acest punct de vedere, greu l-a căzut pe aceeași Carmen Stoleru, pe Luciana Marin Popescu și de ce nu pe pivot. Această Raluca Grigoroae care repune acum de pe 9 metri. Extremele pentru care, bineînțeles, terenul este cel mai lung. A muncit mult. În stânga Ana Maria Ganu, iar în dreapta Oana Chitacu. Ultima autoare a unor goluri foarte frumoase. Acum o vedem pe Ganu, intrat al doilea pivot. Vată cu fulgicutul de pe semicercul mic Raluca Grigoroae de către Nicolici. Pozițional din nou pentru Roman, aceeași fază, repasiv. Trebuie să arunce Romanul. Glipco! Gol! Minutul 35, diferența de 3 goluri în sala sporturilor din Roma, 16 la 13. Și în continuare un meci în care se poate întâmpla orice din punct de vedere al rezultatului. Iată Cristina Zamfir. De 9 metri, multe de reproșat defensive Romanului, dar nu este timp acum, poate după. Două goluri diferență pentru gazde în minutul 36. Glipco, Ciana Marin, Glipco, atentă la recepția acestei mici. Foarte bine! Foarte bine s-a descurcat Luciana Marin Popescu. Minge pierdută de Zelica Nicolici.
13 la 14, scorul în minutul 37. Gol validat la pătrunderea lui Zanfir, principala armă a Craiovei, ca de altfel și în ultimele partide ale echipei din Bănie. În minutul 38 al acestei partide, doamnelor și domnilor, aici în sala sporturilor din Roman, clinciuri pe semicercul apărat de către Craiova. Raluca Rigoroaie, pivotul gazelor, beneficiază de o nouă aruncare de la 9 metri. Repunerea a fost rapidă, bineînțeles. Altonus, se vede că nu s-au amenajat deloc din punct de vedere fizic în prima parte niciuna dintre echipe. Nici Craiova nu se mai grăbește cu faza a doua. Deși vin după o perioadă de relaș, ambele formații au avut jucătoare la loturile naționale. Romanul a avut sportive trimise la numai puțin de 3 selecționate, iată o vedem pe Clara Vădineanu fără soluții, deși țâșniseră extremele și Chitacu și Iuganu, mai ales extrema stânga. La 15 indică tabela, minutul 39. Soleru scoate la Iuganu, apoi la Chitacu. Toscovici atentă, însă mult mai atentă Zelica Nicolici, recuperează și posibilitatea pentru Craiova să surmonteze handicapul de 3 goluri pe care l-aveau acum câteva momente. Acum când intrăm în minutul 40 al acestui meci. Băbeanu și Iana și pozițiile intermediare, pasatoarele la această fază. Și o vedem pe Băbeanu învingând-o pe Timoșencova și restabilind egalitatea la 16. Romanul parcă s-a trezit din pumn, dar poziționalul va curge conform unei scheme exersate de mai multe ori. Multă mișcare pentru pivot. De multe greșeli neforțate această tacticizare a partidei. Pare să strice spectacolului, însă totul face parte din acest joc minunat care este handbalul. Romanul din nou în atac. Toleru! Piciorul stâng al portăriței Iulia Dumansca. Minutul 41. Și suporterii, evident, prezența aici în sala sporturilor din Roman, ca și dumneavoastră, de altfel cred că suntem cu toții de acord că am văzut totul altceva în primele 30 de minute. La pauză era 14 la 13, acum este 16 la 16. Noi suntem în minutul 42 al întâlnirii. Un blocaj a pipie. J.
merge mult peste. A fost oricum o repunere top pentru formația vizitatoare. Apipie coordonatoare în această fază succesivă până în extremă. Mingea o păcălește pe portărița Timoșencova și iată-le pe oaspete, conducând cu 17 la 16 în minutul 42. Bună, foarte bună reușită Iasnei Toscovici-Bolievici pe 9 metri. A avut brațul drept acolo portărița Iulia Dumansca, însă până la urmă mingea a intrat în plasă. Minutul 43, se restabilește egalitatea 17 la 17. Un meci curat, trebuie să fim de acord și cu aceasta. Fără multe eliminări. Forțare și contra Iugano! Gol Ana Maria Iugano! Ce plecare a avut extrema celor de la CSM Roman! Zelica Nicolici a încercat să-i nege efortul la fel și Dumansca, însă până la urmă jucătoarea de națională a gazelor a punctat. Ceva probleme cu mingea de joc. Este nevoie de schimbarea acesteia sau cel puțin acea solicitat brigada de arbitri, vă spunem din nou astăzi la Roman. Mihai Gheorghișor din București și Mihai State din Buzău sunt cavalerii fluierului, iar observator federal Vasile Dăncescu din București. Cât de liberă pe semicercul Romanului Lorisa Londre. Egalitate la 18, minutul 44. Fault la Stoleru, 9 metri. Neatentă la repunere, Chitacu și Craiova o dă în bară cu talent. Elena Trifunovici. Toscovici blocată. Gheorghe Covaciu cere timp de odihnă. Aceste accelerări parcă sunt din alt meci, acel meci pe care l-am văzut în primele 30 de minute, doamnelor și domnilor. Oricum, una peste alta, egalitate pe tabelă, 18 la 18. O partidă cât se poate de agreabilă. Au fost cei drept și greșeli, sigur. Pot fi imputate doar la nivel individual jucătoarelor. Se simte încrâncenarea, se simt eforturile pentru a respecta indicațiile tactice. Totul însă pentru frumusețea handbalului, pe care Roman24.ro vi-l aduce în această frumoasă, să spunem, zi de primăvară de aici, de la Roma. Pozițional pentru gazde. Acum intrăm în minutul 45. Gazdele în atac. Ce gol reușește! 19 la 18 pentru gazde. Trasor în vincul greu de parat pentru orice portar, nu numai pentru Iulia Dumansca. Poțional coordonat de Daniela Elena Băbeanu pentru Oltence.
fără pivot în prima fază a combinațiilor. Zamfir, însă se apără bine Clara Vădineanu, 9 metri. Repune Londre. Zamfir și Solero. Duel cât se poate de frumos. 9 metri din nou pentru Craiova. La limita forțării, pătrunderea fetelor din Bănie. Minutul 46. Se simte tensiunea, așa-i. Zamfir pe lângă Timoșencova punctează și restabilește egalitatea la 19. Reintă Toscovic în locul Clarei Vărdineanu. Iasna Toscovic, Bolievic face faza ofensivă la CSM Roman. A avut ceva execuții așa pe sufletul suporterilor. Toscovic minge pe la spate și gol la Maria Iucanu. Nu este chiar în cea mai bună formă Iulia Dumasca, sau cel puțin nu a fost în ultimele momente. Schimbată în poartă de către Florentina Stanciu. Avantaj de un gol pentru gazde, minutul 47, 20 la 19. Zamfir, va funcționa blocajul, mingea în curs până în extrema stângă, pe jos, Băbeanu la post, Timoșencova, victoria Timoșencova. Zamfir, 9 metri. E remarcat efortul Mariei Iana și nevoie de ștergerea suprafeței de joc pe acest fond de timeout solicitat de către banca formației vizitatoare. Ca de obicei aici la Roman, handbal și spectacol. Și ca de obicei nu lipsesc oficialitățile din tribuna sălii sporturilor. Vedem inclusiv pe domnul deputat Laurențiu Leoreanu prezent alături de o parte a familiei. Îmi spuneam, se cam încing nervii suporterilor. Vedem 9 metri fără sancțiune pentru Vădineanu. Pre pasiv Craiova. Londrei nu scoate decât 9 metri. Va trebui să vină o aruncare. Zamfir se pregătește și scrie pentru a restabili egalitatea. Acum intrăm în minutul 49 al întâlnirii, dragii noștri. Romanul pornește un nou asalt. În fața unei echipe a Craiovei care se
vede treaba că nu întâmplător este pe poziția a treia în clasament înaintea acestei etape. Formație renăscută, s-a născută din multe ambiții. Să vedem forțare, forțare, da! La Nicolici. A știut și Carmen Soler cum să se ia, deși a încasat un braț în zona ficatului. Urmărea mingea capitanul formației romașcane. Minutul 49, egalitate la 20. Oscovici lasă pentru Luciana Mari Popescu. Cealachitacu acum, extrem ajuns în centru. Situație destul de bună, Iugano! Gol! Ana Maria Iugano! Din nou Romarul în avantaj cu singur gol. Menține antrenorul Bogdan Burcea portărița a doua pe Florentina Stanciu. Craiova are schema bine pusă la punct și aruncarea surprinzătoare cu gol la Maria Ianaci. Din nou egalitate. Luciana Marin Popescu este coordonatoare pentru gaze. Mai sunt aproximativ 10 minute din această partidă. Marin! Iugano din nou! Volta și gol! Romanul a arătat că are ce trebuie pe acea parte. La faze consecutive. Mult, mult mai tacticizat acest meci. Oricum place suporterilor. Zafir la post de această dată. Timoșencova. Mingea rămâne în posesia Romanului. Suntem deja în minutul 52 al întâlnirii, 22 la 21. Oscovici! Atentă însă la Andrei, recuperează. Trebuie să țină, să dea drumul la minge, să nu facă pași. Iată însă pe Zanfir, ajuns în poziție de extremă stânga. Restabilește egalitatea. Acum intrăm în minutul 53 al meciului. 22 la 22. Se merge cap la cap. Cine poate rupe ritmul, poate să ia punctele. Marin Popescu. Luciana Popescu. Gol! Pe lângă Dumasca. ...23 la 22 pentru CSM Roman. Fac multe calcule pe ambele bănci tehnice. Vedem pe ambii antrenori gândindu-se ce soluții să mai caute. 9 metri. Centrul Romanului, centrul defensiv, Vădineanu și Tomescu.
mingea scăpată, mi s-a părut Deiana și se mai grăbește Romanul. Are posibilitatea după ceva vreme să se desprindă la două goluri. Minutul 54. Pozițional al gazdelor Popescu, Toscovic, Bolievici, Carmen Stolero. Întoarce la Toscovic, Ceaș, Carmen Stolero, aruncă și gol! Minutul 55, 24 la 22, fără gol la această fază, CSM Roman are o mare șansă să ia punctele. Zanfir, 9 metri, oricum la limita forțării, tehnicianul Bogdan Burcea solicită timp de odihnă. S-a acumulat multă tensiune aici în sala sporturilor. Atât Romanul cât și Craiova și-au făcut jocurile obișnuite. Nu au fost durități, nu au fost prea multe eliminări. S-a jucat handbal. Mai sunt câteva momente și urmează să se termine. Să aflăm deznodământul acestei partide, doamnelor și domnilor. Un meci care ne-a ținut pe toți cu sufletul la gură. Câteva momente ne mai despart de acest deznodământ. Miza mai mare și presiunea mai mare, de ce să nu recunoaștem, este pe gazde. Așa cum spuneam, au pierdut pe mâna lor puncte importante. Altfel puteau să stea lucrurile dacă nu lăsau 5 puncte la ultimele două clasate. Zanfir, Băbeanu, apărare avansată și Zanfir, 7 metri. Consideră o apărare în semicerc. Tabela oprită la minutul 24 și 58 de secunde, adică minutul 54 și 58 de secunde al meciului. Ceva probleme pentru Zanfir. Acuză șocul coliziunii de acum câteva momente la genunchiul stâng. În poarta Romanului intră Georgiana Marțân. Vine Apipie să execute Ana Maria Apipie. Care înscrie! Minutul 56, gol, diferență, primiță în luptă Cristina Zanfir, în ciuda șocului pe care îl acuză. Pozițional pentru Roman, care parcă ține cu tot din adinsul să își aducă suporterii în cel mai mare grad de disperare, dar iată pe Luciana Marie Popescu, un trasor în vicul din stânga portărițe Iulia Dumasca, 20 la 23. Minutul 56, CSM Roman poate să se apere și un pic mai sus,
Cu siguranță toți suporterii acestei formații sunt antrenori acum. Și arbitrii deopotrivă. Pe pasiv, Craiova, 9 metri. Nu este doar repunere de la 9 metri. Arunca Zafir! Și corner, în ciuda eforturilor făcute de Oana Chitacu. Minutul 57, două goluri avans pentru Roman. Fără gol, este prima opțiune la 3 puncte. Știu și că e vece la acest lucru, 9 metri. Rămână în gât la Carmen Ilie. Obeanu! Multă forțări, a fost acolo Maria Iana și în fața Ane Maria Iuganu. Acum este amenințare de joc pasiv. Zafir, moare cu cine? 9 metri. Faul din aruncare, fără sancțiune. Minutul 58. Se pregătește Cristina Zanfir să mai trimită un transfer. Apără Timoșenkova, nu este gol. Romanul nu se mai grăbește. Meciul se poate termina la acest atac pozițional. S-au ridicat în picioare suporterii prezenți aici în sala sporturilor. Brață, știu ce trebuie să fac jucătoarele formației gază. Luciana Marie Popescu, prepasiv! Să vedem! 9 metri! Elena Trifunovic și Carmen Ilie Șelaru s-au apărat bine la pivotul gazdelor. Mai puțin de 2 minute de joc. 2 oportunitate imensă pentru gazde să răstoarne toate calculele hârtiei și să câștige această partidă. Pierd însă mingea fetele de la CSM Roman, se apără bine Solero. Trei secunde bune. Și apără Timoșenkova, dar 7 metri. 7 metri la pivotul advers, Lorisa Landre. Va rămâne victoria Timoșenkova în poartă, vine a Pipie să execute. Pipie față-față cu Timoșenkova, scrie minutul 58 și 47 de secunde. 25 la 24 pentru Roman, care are atacul. Evident, acest meci se va termina așa cum a început. În aceeași notă de dăruire și de angajament. Rămâne posesie pentru gazde. Toscovici, Solero, trebuie cineva să arunce la limita forțării. În fața lui Landre. 9 metri. Mai sunt 34 de secunde din această partidă.
fiind odihnă solicitat de către Gheorghe Covaciu. Usează evident de toate armele pe care le au la dispoziție cei doi tehnicieni. Romanul are atacul și un gol în plus pe tabelă. Una dintre cele mai încrâncenate partide văzute în ultimii ani aici la Roman. Și ce partidă! Romanul cu obiectiv declarat, locurile 1-5 sau hai să spunem 2-5 în clasament, acum în prepasiv cu 32 de secunde înainte de încheierea meciului. Trebuie să facă ceva! 9 metri și să vedem! Doar 9 metri. Oricum, o eliminare nu ar conta prea mult în economia acestor ultime momente. 26 de secunde. Va arunca cineva spre poarta Iuliei Dumansca? Dacă o va face, ce se poate întâmpla? Nu este pe teren Glipco, dar este Luciana Marin Popescu. Două adversari au luat-o în primire pe Iasna Toscovici-Bolievici. Din nou fault, faza continuă. Să vedem aici o lovitură primită de Ana Maria Iuganu. E clar, Romanul, dacă nu ia gol, câștigă. Dacă ia gole, este egal în 10 secunde. Nouă! 7, 6, 5! S-a fluierat! Un fault! 25 la 24! Vedem, a fost fluierat un fault undeva aproape de jumătatea terenului romașcancelor. Și iată, Romanul câștigă. Zicem noi meritat, a câștigat și prima repriză. 25 la 24. După un meci nebun în sala sporturilor din Roma. Cât se poate de meritat această victorie. Nu trebuie judecat nimeni. Iată proteste din partea băncii tehnice a celor de la Craiova. Un meci care oricum a fost jucat pe parcursul la 60 de minute, nu la o fază. Romanul câștigă. Domnilor și domnilor, mulțumim că ați fost alături de noi. Roman24.ro este foarte mândră că a putut să vă transmită această partidă în direct, oriunde v-ați afla. Până la următoarele noastre transmisiuni, vă mulțumim și vom fi, să știți că vom fi mereu alături de dumneavoastră.